litera de început a alfabetului culturii și artei poporului polonez, Cracovia, cu întregul său ansamblu arhitectonico-urbanistic, a fost înscrisă de către Comitetul Patrimoniului Universal UNESCO pe lista primelor 12 bijuterii ale lumii. Iată-i așadar pe majorul Eugen Botez și capitanul Ilie Rotariu, însoțind pentru a reține pentru dumneavoastră pe bandă magnetică fanfara reprezentativă a armatei noastre la Festivalul Internațional al Muzicilor Militare, festival inclus în Luna Culturii Europene ce s-a desfășurat în acest sezon estival la Cracovia. Șase zile, întreaga suflare a orașului, aflată parcă într-o deplină vacanță, atrasă de multitudinea manifestărilor culturale, a putut percepe, odată cu sonurile istoriei poloneze și acordurile celor 16 formații muzicale militare, reprezentând 13 țări ale lumii, acorduri ce s-au dorit a fi nu catalizatoare de confruntări pe câmpuri de bătălie, ci, din potrivă, o demonstrație a faptului că armatele, prin chiar glasul lor de luptă, pot uni oameni și pot dezamorsa conflicte atunci când, iată, pot rememora istoria. Acest festival al muzicilor militare a fost cu adevărat o paradă a spiritului muzical pe care îl posedă un popor sau altul, a fost o paradă, dacă vreți, a tradițiilor de luptă, a rigorii, dar și a nobleții impuse de haina militară, a fost în fine o paradă a modului cum, păstrând pe umăr o armă, poți înnobila prin cântec sufletul tău și al altora. Thank you.